Dimineața tuturor, vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți astăzi la această conferință de presă. Conferința de presă are ca singur subiect clarificări legate de ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în legătură cu banerele electorale. Și o să vă spun câteva lucruri în ceea ce privește practic circuitul documentelor și ceea ce trebuie făcut în astfel de cazuri. Clarificarea aspectelor legate cu privire la modalitatea în care se pot amplasa banere pe teritoriul unităților administrativ teritorial. În cursul săptămânii trecute, PSD a depus la Registratura Primăriei Municipiului Petroșani o cerere cu privire la amplasarea a 8 banere în 8 locații pe teritoriul unității administrativ-teritoriale municipiul Petroșani. Pentru clarificarea modalității în care se aprobă o astfel de cerere, fac următoarele precizări. După înregistrarea unei solicitări la Registratura Primăriei Municipiului Petroșani, aceasta este redirecționată către mapa primarului sau a șefului de departament din cadrul direcțiilor Primăriei Municipiului Petroșani în funcție de natura solicitării. Orice cerere primește o rezoluție, fiind la rândul ei redirecționată către persoanele responsabile să o soluționeze. În cazul nostru, cererea PSD de amplasare a unor banere în Petroșani a fost trimisă de la Registratură către mapa Secretarului General al Primăriei, care a pus o rezoluție redirecționând-o către Biroul Urbanism. Cererea a fost supusă analizei sub aspectul identificării locațiilor solicitate și a disponibilității lor, ținând cont de faptul că anterior au mai fost depuse și alte solicitări de acest gen. În această dimineață am primit rezoluție cu privire la faptul că din cele 8 locuri solicitate, 5 sunt disponibile și le-am aprobat, solicitând totodată în scris celor de la PSD să identifice alte 3 locații, dacă doresc. În concluzie, cu privire la această cerere, fac precizarea că am răspuns în 5 zile lucrătoare din cele 30 de zile pe care le aveam la dispoziție pentru a da acest răspuns conform legii. Am soluționat această cerere cu celeritate, așa cum procedez cu orice cerere depusă de fiecare cetățean din municipiul nostru, însă trebuie parcuși pașii procedurali prevăzuți de lege. Având în vedere acuzațiile din spațiul public din ultimele zile, doresc să fac următoarele precizări. În cursul zilei de luni, 12 octombrie, senatorul Cristian Răzmeriță m-a abordat personal încercând să mă determine să semnez pe loc această aprobare de amplasare a banerelor PSD. În lipsa unui răspuns de la Departamentul de Specialitate, cu nerespectarea prevederilor legale în acest sens, lucru pe care, bineînțeles, că l-am refuzat. În aceea zi am fost acuzat tot de senatorul Cristian Răzmeriță că refuz acordarea acestei autorizații cu privire la amplasarea bannerelor, deși vorbeam de o cerere depusă doar de câteva zile în urmă, aflată pe circuitul de avizare. Tot în aceea zi, deși PSD nu avea aprobare pentru amplasarea bannerelor, deci nu respecta prevederile legale, personal domnul senator s-a asigurat că bannerele sunt amplasate în locațiile pentru care încă nu aveau aprobare. În cursul zilei de marți, 13 octombrie, când prin referatul întocmit de Serviciul Urbanism, mi s-a dus la cunoștință că banerele au fost amplasate cu încălcarea legii, am emis dispoziția privind înlăturarea lor de pe domeniul public, conform prevederilor legale. Niciodată nu voi face rabat de la respectarea legii, indiferent cine este persoana în cauză. Cu atât mai mult, consider că noi, oamenii politici, trebuie să fim un exemplu în fața celor pe care îi reprezentăm. Nu putem să avem pretenții, să fim privilegiați în ceea ce privește respectarea legii. Deci am vrut să fac aceste precizări pentru că am văzut acuzele din spațiu public legat de acest eveniment. Dacă aveți întrebări, vă rog. La acest moment, Nu, la acest moment, banerele sunt
coborâte de pe stâlp și sunt în custodia noastră. Când vor dori să le ridice, le vom pune la dispoziție. Există și sancțiuni. Deocamdată sancțiunea a fost darea lor jos de pe stâlp. Erau cele 5 locații? Da. Pe care le-ați aprobat? Astăzi le-am aprobat, da. Abia. Astăzi dimineață. Celelalte 3? Ele erau 6 benele puse. Celelalte 3 sunt ocupate, dar, repet, dacă dumneavoastră identifică alte locații, cine ocupă cele? Va fi, sunt alte partide politice. Dar dacă fac solicitare, le vom aproba. Vă mulțumesc.